Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Iată, este sfârșit de săptămână, însă un sfârșit de săptămână am putea spune destul de fierbinte. Alături de noi este senatorul Mihai Răzvan Ungureanu, cu care vom discuta despre multe evenimente fierbinți de la nivel mondial și, bineînțeles, care ne privesc și pe noi, pentru că stăm undeva într-o zonă de conflicte, vedem ce se întâmplă în Rusia, vedem ce se întâmplă în Grecia, lucruri care trebuie clarificate și mai ales cât de importante sunt ele pentru țara noastră. Bună ziua, bine ați venit, vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la emisiune. Cu mare drag, bună ziua, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe toți prietenii noștri arădeni. Le spunem telespectatorilor că, în primul rând, sunteți senator în Arad și ați venit în calitate de senator să vă întâlniți cu cetățenii, să stați de vorbă cu ei. Cum este să fiți senator în Arad? Personal, pentru mine este un lucru nemaipomenit și este poate una dintre cele mai frumoase experiențe din ultimii ani. Nu e puțin lucru să te simți foarte arădean după câți ani? 2 ani, aproape 3 de la alegeri. Și să constați că de fiecare dată când vii la Arad, fie pentru obligațiile senatoriale, fie pur și simplu ca să îți vezi prietenii, te simți la fel de bine ca acasă. V-ați obișnuit? Mai mult de atât. Am prins foarte mult drag de locul meu de adopție. Să știți că avem înregistrat asta pe bandă și o vom folosi vă rog să o faceți. Ori de câte ori este nevoie. Pentru că la început ați fost privit oarecum cu, nu neapărat cu suspiciune, dar așa, reticență, firească. O mare reticență firească. Pentru faptul că ați ales să candidați la Arad, chiar dacă nu era unul dintre colegiile care v-ar fi favorizat, ați venit și ați câștigat. Concret, care ar fi lucrurile pe care le puteți face în Parlament pentru această zonă, pentru colegiul din care faceți parte și mai ales care ar fi mesajul pe care îl cer oamenii să-l duceți în Parlament? În primul rând, relația foarte bună pe care o am cu administrația locală mă pune în postura, dar nu sunt singurul, nefiind singurul senator de Arad. Mai sunt și toți au relații. Mă refer la județ de data aceasta. Mă pune în postura de a fi alături de colegii mei purtătorul de cuvânt al doleanțelor arădenilor. Și nu sunt puține, pentru că proiectele dezvoltate, fie la nivelul județului, fie la nivelul municipiului, au pe lângă greutate și importanță. Fie că vorbim de lucrările de infrastructură, fie că vorbim, dacă vreți, de marele proiect Arad, capitală europeană a culturii. Chestiunile acestea se traduc în produsele activității parlamentare, de la luări de poziție, de la declarații, la interpelări și întrebări adresate aparatului central administrativ. Eu făcând parte dintr-un partid de opoziție. Cam acestea sunt posibilitățile. Dar sunteți o voce destul de puternică și de importantă în Parlament. Nu e tot una să vină un deputat sau un senator, să-i spunem între ghilimele, no-name, sau o persoană care nu este foarte cunoscută la nivel național și alta este să vină un fost prim-ministru care să exprime un punct de vedere de la tribuna Parlamentului. Cred că altfel este privită o astfel de declarație. Mai este ceva. E faptul că există o comunicare practic directă între ce poți face în opoziție fiind și cei care sunt la putere astăzi. Iar primul moment în care așteptările nu sunt împlinite înseamnă și primul moment de critică autentică adresată celor care se află la putere. De altfel, tuturor celor care doresc să se informeze mai mult, le recomand să meargă pe pagina mea pe site-ul meu și acolo vor găsi desfășurate declarațiile. Multe dintre solicitările care vin din teritoriu privesc, pe de-o parte, situații care pot fi corectabile prin amendare legislativă, deci prin intervenție pe textul legii, fie chestiuni care pot fi rezolvate la nivelul raporturilor dintre asociații profesionale, de exemplu, și ministerele de resort. Mai importante însă pentru activitatea mea senatorială sunt întâlnirile directe cu cetățenii și aceasta se întâmplă instituțional prin audiențe, neinstituțional prin întâlnirile pe care le am în oraș. În audiențe, și cred că vorbim de câteva sute de oameni cu care am stat de vorbă până acum. V-am văzut că de câte ori veniți în circumscripție, se spune, de câte ori veniți la Arad, la birou, vă așteaptă foarte mulți oameni. Vin toți cu hârtii, cu documente, pentru că așa se întâmplă. Așa e și normal. Și nu aleg între cei care sunt din oraș sau cei care sunt din județ, cum este și normal. Marea majoritate a cererilor de audiență pornesc de la constatarea unor nereguli legate de statutul proprietății private. Vă spun că
este o experiență tristă în același timp, să vezi că pe seama inconsistenței legislative, a faptului că procesul retrocedăilor, procesul repunerilor în posesie pentru cei care au fost deposedați din cauza regimului comunist, merge atât de greu, lumea e nemulțumită, își caută dreptatea, dreptatea vine rareori pentru că există piedici birocratice, există lentoare, există indiferență și iată, există și corupție. Și oamenii își caută dreptatea oriunde găsesc pe cineva sensibil și pregătit să asculte. Nu garantez că acest lucru se întâmplă peste tot. Nu știu decât în linii foarte mari activitatea altor colegi senatori din alte județe ale țării. Nu știu dacă și acolo se întâmplă la fel neapărat. Dar problemele generate de retrocedare, de procesul retrocedării, sunt într-un număr majoritar în întâlnirile de audiență. Exact, cred că este una dintre cele mai mari probleme pe care le are România din 1990 și mai dureroase. Și până acum. Și din păcate, mulți dintre cei care solicită sau au probleme cu aceste imobile retrocedate sau pe care le doresc retrocedate, au o vârstă la care, să spunem, e destul de greu să mai aștepte. În spate, pentru că sunt oameni în vârstă, sunt oameni cu probleme, probleme de sănătate, care nu știu cât vor mai trăi. Și dacă își vor vedea vreodată visul împlinit să aibă înapoi acea proprietate. Și în spate, de fapt, se ascund tragedii personale. Și nu rare ori m-am întâlnit cu oameni care au fost supuși arbitrariului instituțiilor competente, asta în anii 90 chiar, care apoi și-au reclamat dreptatea, iar dreptatea n-a venit niciodată către ei. Mulți înșelați, oameni înșelați în așteptările lor și păcăliți, trași pe sfoară, mințiți, care bănuiesc pe bună dreptate că în spatele nerezolvării unei cereri firești de repunere în posesie se află interesele altora. Interese care și-au găsit rezolvare prin mijloace nu neapărat legale. Și nu ar fi oare normal, din moment ce în România se vând drepturi litigioase, s-a inventat această găselniță, să spun, e o găselniță prin care se vinde o chestiune pe care un cetățean nu o poate primi în instanță sau dacă o primește după ani și ani de zile, o primește, ori alții cumpără aceste drepturi litigioase și în 6 luni de zile au rezolvat problema. Așa este. Dar, ca toată lumea să înțeleagă tabloul acesta al suferinței umane, pentru că, repet, oamenii vin și plâng, unii dintre ei cu lacrimi adevărate. Pornește de la o chestiune pe care statul democratic n-a putut-o rezolva după 1990. Orice stat modern trebuie să răspundă la două mari întrebări. Una privește drepturile și libertățile cetățenești, raportul dintre individ și stat, și a doua, statutul proprietății. La prima s-a răspuns mulțumitor, deși abuzuri au fost, sunt și probabil că o să mai fie, dar într-un fel sau altul sancționabile în raport cu legea și vizibile. În ceea ce privește răspunsul la întrebarea ce este proprietatea sau cum administrează statul proprietatea privată, individuală, aici răspunsul s-a tradus într-un maldăr de legi, fiecare contrazicându-se cu precedenta, într-un asemenea vag în care nici măcar avocații nu reușesc să se mai descurce. Efectul? O masă enormă de lume nemulțumită. Eu vă mai dau și o altă statistică, de care mi-aduc aminte totuși, cred, suficient de bine. La nivelul anului 2013, nu la nivelul anului 2014. Sigur, noi vedem la televizor realizările DNA, DICOT, nu știu ce. Sistemul legal însă nu e DNA și DICOT. Sistemul legal înseamnă absolut toate instituțiile care administrează și care ar fi trebuit să spună un punct dreptate de vedere corect față de oricare cetățean al României. Iar în cazul acesta, atenția noastră este atrasă de un fel de spectacol aproape morbid. În spate însă sunt, dintre toate pricinile care ajung în justiție, mai bine de 80% sunt cauze civile. Din acele cauze civile, 3/4 sunt problemele proprietății. Răspunsul statului român la întrebarea ce este proprietatea privată și cum o apăr sau o garantez sau o condiționez, sau nici până acum nu este dat într-un mod coerent, în așa fel încât să putem ști ce este în posesia mea și rămâne în posesia mea, fiind dreptul meu, și ce este de fapt al statului sau ce este la purul, la buna voință a unui terț.
În aceste condiții, există acea garanție a statului pentru dreptul la proprietate pentru orice cetățean, dacă vedem că destul de greu se intră în posesia unor bunuri, mă rog, a unor imobile, că vorbim de persoane în vârstă care solicită imobile, terenuri înapoi, ori de foarte multe ori când le primesc nu au satisfacția a ceea ce au primit. Ori li se dă, în loc de un teren foarte bun, li se dă o pârloagă undeva, în loc de o clădire frumoasă, li se dă o ruină și după care îi se spune, păi, bineînțeles, uite, ți-am retrocedat. Pentru că legile, de fapt, au putut fi interpretate în etape succesive și în felul acesta. Și aici, inconsistența legală și faptul că de cele mai multe ori oamenii au, mă rog, legislativul, dar și executive succesive, n-au găsit de cuvință să trateze problema coerent, depășind cicluri electorale, depășind culori politice ale diferitelor guverne, ne duce în situații aberante. Auzeam pe cineva în urmă cu câteva luni care îmi spunea că dacă procesul de retrocedare ar putea fi cuantificat, suprafața României e mult mai mare decât cea pe care o știm din lecțiile din cărțile de geografie, nu? România înseamnă 237.500 de kilometri pătrați și că, de fapt, doar pe hârtii, pe încheieri de retrocedare, pe procese verbale, avem o suprafață mai mare. Suntem mult mai mare țara decât credem noi. E mult mai mare. Că Dacia era o țară mult mai largă, poate și din cauza asta, dar e tragic ceea ce se întâmplă. Este, pentru că la capăt nu stă doar drama celor care văd că nici după ce au reușit să supraviețuiască regimului comunist, nu-și găsesc dreptatea, când teoretic asta ar fi trebuit să se întâmple după 1990. Mai este ceva. Ascunde în spate o nesiguranță pe care o poți resimți, inclusiv la nivelul celor care își caută pe seama unei cumpărări sau unei arendări sau unei închirieri, o modalitate de a profita economic. Ești investitor, vrei să investești, să spunem, într-o capacitate de producție, într-o clădire al cărei statut, pentru că este optim așezată, da? Dar al cărei statut juridic nu este rezolvat în niciun fel. Te instalezi acolo, pui mijloacele de producție, aduci oameni la muncă și constați că după 6 luni ești tras în judecată și dat afară din clădirea pe care ai reabilitat-o și ai transformat-o în capacitate de producție. Chestiunile acestea sunt antieconomice și poate nu le observăm efectul pe moment, dar cei care, angajați fiind, astăzi muncesc și mâine sunt dați afară, pentru că nu mai au unde să lucreze, aceea chiar o resimt pe propria piele. Da, încă o dată repet, e destul de tragic. Aș vrea să întoarcem puțin foaia și să vă întreb, sunteți de câteva luni de zile consilierul onorific al președintelui României Klaus Iohannis. Ce presupune practic această funcție pe care o aveți? Nu ați mai ieșit până acum public să vorbiți despre această poziție pe care o ocupați. Relația cu președintele Iohannis este construită în timp și o relație la care eu personal țin foarte mult. Dincolo de sprijinul dat în campanie, dincolo de alte lucruri. Una dintre promisiunile pe care i le-am făcut, și asta la început de mandat, a fost legată de ajutorul pe care îl puteam oferi, pe competențele pe care le-am și pe experiența care s-a strâns în 17 ani de exercițiu administrativ, în construcția administrației prezidențiale. Și am colaborat foarte bine și cu Departamentul de Securitate Națională, am pus pe picioare Departamentul de Afaceri Europene, titularul a venit în 15 ianuarie, domnul consilier prezidențial Orban, și apoi, și cumva concomitent cu acestea, m-am concentrat pe organizarea programului de politică externă și pe punerea la punct a departamentului de profil din cadrul administrației prezidențiale, titularul, domnul ambasador Comănescu, venind pe 16 februarie și preluând o mașină care deja funcționa. Aceasta era, să spunem, o parte a unui proiect agreat cu președintele Iohannis. Am preferat însă să fiu într-o postură onorifică de consilier personal, în așa fel încât reprezentarea în Parlament a arădenilor să n-aibă de suferit. Pentru că în cazul în care aș fi ajuns consilier prezidențial, ar fi trebuit să urmeze o demisie, iar eu nu pot permite deocamdată să fac așa ceva în raport cu cei care m-au ales. Să înțelegem că ați refuzat o funcție de consilier prezidențial de dragul arădenilor?
am găsit formula optimă pentru a fi și alături de arădeni, pentru a funcționa și în Parlamentul României și pentru a putea fi de folos președintelui Iohannis. Altfel, calitatea de consilier personal este în egală măsură încărcată de obligații și cumva mai liberă instituțional în raport cu administrația în sine. Și asta presupune că mergeți la Cotroceni în fiecare zi la serviciu? Sau care este relația între dumneavoastră și administrația prezidențială, respectiv președinte? La serviciu nu, la Cotroceni. În schimb, există un program foarte clar de a merge în Parlament și de a merge la aici, ore. Aici vreau să ajung. Să vedem cum se împarte programul dumneavoastră între ce obligațiile pe care le aveți la Senat și cele pe care le aveți la președinție. Obligațiile de la Senat sunt foarte fixe în program, ca și obligațiile mele universitare. Dar neexistând vreun impediment în dialogul cu președintele, practic domnia sa apelează la mine ori de câte ori este nevoie, iar comunicarea nu ține cont de geografie sau de prezența fizică nemijlocită. Am văzut că ați fost în prima ieșire a președintelui în Republica Moldova, spre exemplu, o ieșire care dă un semn atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Uniunea Europeană, atât pentru România, că poate mulți încă dintre români nu au această deschidere către Republica Moldova sau au semne de întrebare de ce Republica Moldova trebuie susținută de noi atât de mult. Prima ieșire, dacă ar fi să mă gândesc la cu o cronologie generală, a fost pe 26 noiembrie, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova. În momentul acela, președintele încă nu depusese jurământul. A mers acolo în calitate de copreședinte al Partidului Național Liberal. Și a fost, în opinia mea, importantă pentru că, luând temperatura locului și aclimatizându-se cu așteptările cetățenilor din Republica Moldova, rațiunea noastră de a păstra o sensibilitate sporită față de ce se întâmplă la Chișinău a căpătat și pentru președintele Iohannis substanță. Apoi a venit o firească vizită oficială la Chișinău, de data aceasta având capacitatea integrală de șef de stat, o vizită amânată până în momentul în care la Chișinău s-a concretizat formula de executiv pe care o avem astăzi. Și a fost o vizită foarte bună. Republica Moldova este legată de România într-un sens mult mai profund decât l-ar putea vorbi strada. În primul rând, de stabilitatea Moldovei depinde într-o măsură accentuată întreaga liniște a flancului estic al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. 2. Republica Moldova e în continuare un punct fierbinte pe harta geopoliticii actuale. Un conflict înghețat în granița de est, la Nistru. Aproximativ. Sunt vulcani în adormire. Noi ne uităm la ei chiar dacă fumegă, încă nu aruncă lava, dar sunt vulcani în adormire, pe care asupra cărora nu îți poți permite să uiți, despre care nu îți poți permite să uiți sau să te faci că nu există. Există tendințe separatiste la nivelul unora dintre regiunile Republicii Moldova, iar într-o măsură semnificativă, chiar rezultatul alegerilor din 30 noiembrie a arătat că și condiționalitățile Moscovei și condiționalitățile Uniunii Europene sunt puternice și aflate în tensiune unele cu altele. Prezența președintelui la Chișinău în februarie a demonstrat că România e angajată să facă absolut tot ce poate și subliniez acest lucru, absolut tot ce poate, nu ceea ce nu poate, doar promițând, doar ceea ce poate, pentru ca acordul de asociere să poată funcționa, să nu fie doar o retorică, un discurs. Iar pentru acordul de asociere, câștigul cel mai mare a Republicii Moldova în cadrul parteneriatului estic, e nevoie de decizie guvernamentală, este nevoie de asumare de responsabilitate, el presupunând în fond, ca și pentru România când a fost ea însăși în raport de asociere cu Uniunea Europeană, un proces de reforme structurale interne majore, care, sigur, pot să aibă victime politice, presupun transformări sociale,
economice, înseamnă domnia legii, înseamnă regulă. Nu va fi ușor. La capătul acestui acord de asociere, statul numit Republica Moldova trebuie să fie puternic, trebuie să fie solid în raport cu acest context fluid în care se află și mai mult decât atât, trebuie să devină indispensabil Uniunii Europene. Dar poate da România lecții despre cum se face reforma? Nu. România nici nu trebuie să dea lecții, pentru că asta ar fi și arogant și nedrept. Și ipocrit. Fără discuție. România însă poate face altceva. Poate să demonstreze Chișinăului care sunt greșelile prin care România a trecut și pe care au putut duce la consecințe neplăcute pentru București în raport cu Bruxelles. Dar mai important de atât, poate fi de ajutor în a demonstra ce înseamnă Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Acordul de asociere trebuie văzut ca un contract pe mai multe capitole. Că e vorba de sănătate, că e vorba de educație, că este vorba de lucrări de infrastructură, că e vorba de energie sau, dacă vreți, de justiție. Pur și simplu așează jaloanele unui drum la capătul căruia Republica Moldova va arăta mult mai bine și cu o identitate statală mult mai consolidată decât poate să o aibă astăzi. Este tratamentul de întărire al Republicii Moldova în raport cu Uniunea Europeană. Dar prima țară, evident, țară limitrofă, și care, e România. Și care deja și-a făcut primii pași, cel puțin ca reprezentant al Uniunii Europene deja în relația cu Republica Moldova, de sprijinire, furnizare de gaz, curent. Sunt lucruri, împrumuturi, chiar bănești. Sunt aici câteva chestiuni care în raport bilateral pot, și mă bucur că vorbim despre asta, pot să pară neinteresante, dar care înseamnă pentru România, pe lângă un consum de resursă, o investiție. O investiție în liniștea strategică a țării. Vă și a Uniunii Europene. Și a Uniunii implicit. În momentul în care o țară este dependentă, într-o măsură accentuată, de un furnizor de combustibil fosil, că e vorba de gaz sau de petrol, în momentul acela și politic poți bănui că există această dependență. Republica Moldova este aproape integral dependentă de ce resursă energetică are, Rusia, de fapt. Vine din Rusia, da? Ce resursă energetică este contractată din Federația Rusă. Miza noastră este de a diversifica accesul la resursă energetică nerusească. Proiectele sunt vechi. Interconectarea energetică, de exemplu, pe linii de înaltă tensiune între Republica Moldova și România, proiectele acestea vin de la începutul anilor 90. Eu le-am preluat ca secretar de stat la externe în 1998 și ele mă precedaseră acolo. Din păcate s-a vorbit mult, s-a făcut foarte puțin. Proiectele de interconectare în materie de gaz natural, noi putând exporta gaz în Republica Moldova, n-au căpătat concretețe decât în momentul în care în martie 2012 am semnat, atunci fiind prim-ministru, cu omologul meu din Chișinău, domnul Filat, un acord bilateral pentru gazoductul care se lege Iași de Ungheni și mai departe de Chișinău. Pe seama acelui proiect, care a însemnat un acord interguvernamental în spatele căruia se aflau tone de expertize, pe seama acelui acord, gazoductul a căpătat, sub actualul guvern, a căpătat formă și în scurtă vreme și eficacitate. Mai există ceva însă aici. Orice tip de dialog bilateral, orice beneficiu reciproc între Chișinău și București are efect. Că vorbim de burse acordate studenților sau că vorbim de transporturi de carte către Chișinău, cât de mici par aceste lucruri și cât de simple ca decizie, consecințele sunt enorme. Imaginați-vă ce poate să însemne un cuantum de 5.000 de burse acordate anual studenților cetățeni moldoveni care vin să-și facă studiile în România, deci în teritoriul al Uniunii Europene. De la accesul la informație și până la accesul la un anumit tip de cultură. Oricât de multe probleme ar avea cultura românească, este totuși o cultură de ordin major este în Europa. Care ar putea să-i și influențeze în viitor. În bine. În bine, bineînțeles.
Domnule Ungureanu, eu vă propun să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și când revenim, aș vrea să discutăm puțin despre conflictul din Ucraina, pentru că acolo se inflamează lucrurile și mai ales despre conflictul dintre Grecia și Germania, care pe zi ce trece devine tot mai accentuat. Domnule și domnilor, ne oprim pentru o scurtă pauză, revenim și vom discuta toate aceste probleme, lucruri interesante pe care vrem să le auzim de la senatorul Mihai Răzvan Ungureanu. Rămâneți alături de noi! Am revenit în emisie, doamnelor și domnilor. Cum vă spuneam, astăzi discutăm despre ceea ce se întâmplă în România, dar mai ales în jurul acesteia, pentru că sunt puncte fierbinți care, din păcate, n-au prea fost discutate până acum la televiziunile românești. Discutăm despre conflictul din Ucraina, despre conflictul care deja se întrevede între Grecia și Germania, lucruri care afectează până la urmă atât forța Uniunii Europene, dar mai ales arată forța cu care vine Rusia din spate. Alături de noi este senatorul Mihai Răzvan Ungureanu și consilier personal al președintelui Klaus Iohannis, cu care discutăm toate aceste teme. Domnule Ungureanu, în ultimele zile se conturează tot mai mult o strategie pe care Rusia se pare că a elaborat-o cu mulți ani în urmă și prin care își câștigă înapoi teritoriile Uniunii Sovietice sau mai mult decât atât își creează breșe prin Ucraina, chiar în Republica Moldova, pentru că vorbeam în prima parte a emisiunii de Republica Moldova, prin care să intre la Marea Neagră, își creează diverse drumuri spre locurile strategice ale planetei. În primul rând să vă mulțumesc că discutăm aceste lucruri, pentru că senzația pe care o am este că cetățeanul român încă nu știe cum ard casele din jurul propriei locuințe. Iar conflictul din Ucraina merită o preocupare firească din partea tuturor celor care doresc să știe ce se va întâmpla în viitor cu propria țară. Suntem în situația de a fi țară de margine cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau Alianțe Nord-Atlantice, ceea ce, pe de o parte, ne obligă la un grad sporit de sensibilitate în raport cu estul continentului și, pe de altă parte, ne obligă la o strategie de drum politic care să ne țină într-o zonă de continuă securitate. Asta înseamnă și consecvență, înseamnă și creativitate și, mai mult decât atât, înseamnă asumarea unei experiențe și a unei responsabilități în interiorul celor două cluburi, în Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Practic, București ar trebui să știe mai mult și să dovedească că știu mai mult decât Amsterdamul sau Dublinul, sau pentru că suntem chiar în mijlocul lucrurilor care se întâmplă astăzi. Eu aș completa puțin și poate mulți dintre telespectatori ne întreabă ce ne trebuie nouă discuții despre Rusia, despre conflictul din Ucraina. Pentru că e vorba de liniștea zilei de mâine. E vorba de liniștea zilei de astăzi, și domnule de astăzi, senator, chiar, da. Pentru că astăzi, spre exemplu, producătorii români nu mai pot să vândă carne în Uniunea, în Rusia, nu mai pot să exporte în Rusia, pentru că Rusia în acest război a blocat granițele și nu mai primesc produse românești, mai mult nu primesc produse din Uniunea Europeană, care acum sunt vârâte în România cu forța. Și în felul ăsta, producătorii români pierd foarte mulți bani și în câteva luni de zile vom vedea falimente răsunătoare la nivelul producătorilor de carne, legume și așa mai departe. Chiar industrie care se baza pe o piață puternică, cea care era Rusia. Poate de asta ne interesează foarte mult. Unde sau până unde se va ajunge în acest conflict? Este amenințată România din punct de vedere al granițelor ei? Mă îndoiesc că putem pune problema unei amenințări directe îndreptate asupra României. Cu atât mai mult cu cât România se află într-o arhitectură de securitate care garantează integritatea. Vorbim de Alianța Nord-Atlantică în principal. Pe de altă parte, însă, efectele conflictului din estul Ucrainei se văd. Se văd, sigur, în egală măsură și în Federația Rusă, care este generatoarea acestui conflict, dacă vreți, autorul principal al conflictului, dar se văd și asupra noastră. E motivul pentru care pot specula că la proximul Consiliu European, care se va ține pe 19-20 ale lunii martie, acum, nu va mai exista o unanimitate legată de sancțiuni ale Uniunii Europene în raport cu Federația Rusă. Aici, de fapt, se află una dintre problemele Uniunii, puternic speculată de agresivitatea politică a Federației Ruse.
E vorba de absența unei politici comune la nivelul raporturilor dintre Uniune și Moscova, care să însemne reacții comune, răspunsuri comune, să însemne omogenitate în decizie în Consiliul European, coerență în acțiune și, doi, faptul că Uniunii Europene îi lipsește un pilon de securitate propriu, capabil să acopere temerile tuturor statelor care sunt membre și care se consideră într-un fel sau altul vizate de ce se întâmplă în Ucraina. Estul continentului, spuneam, are o mai mare sensibilitate față de acțiunile Federației Ruse decât vestul continentului. Aici este granița fierbinte. În urmă cu câteva zile, președintele Lituaniei spunea foarte clar că își consideră țara în mod direct supusă unui atac din partea Federației Ruse, fără să elimine din discurs cuvântul cel mai grav, care este războiul. Asemenea voci s-aud și la Varșovia, asemenea voci sau interpretări le putem auzi și la București. E motivul pentru care pledoaria președintelui Iohannis de a avea o relație foarte bună cu Polonia, cu Varșovia, vizita domniei sale abia încheiindu-se, este mai mult decât necesar. E nevoie de o relație strategică între două state, dintre care unul are, pe lângă zestrea istorică și experiențele istoricele pe care le avem polonezii și noi, unul are o expertiză pe ce înseamnă partea de nord-est a continentului, iar noi ne putem asuma o experiență și poate chiar și o expertiză pe partea de sud-est a continentului. Și aceasta în condițiile în care Europa se vădește destul de fragilă în fața ofensivei Federației Ruse. În granița Uniunii Europene, și asta trebuie să o spunem ca lumea să înțeleagă, se află un stat, Ucraina, ale cărui granițe au fost recunoscute la Națiunile Unite, care a făcut parte și face parte în continuare din desene de securitate regională în care ne respectăm unii pe alții și la rândul ne respectăm toată legislația internațională, tot ce înseamnă regulă de drept internațional, tocmai pentru că aceasta este garanția păcii și a echilibrului între noi. În momentul de față, Ucraina este un stat care a pierdut o parte din teritoriu. Este un stat agresat. Este un stat agresat, a pierdut o parte din teritoriu, e vorba de Crimea, care a trecut sub jurisdicție a Federației Ruse, iar în jumătatea de est a teritoriului se desfășoară un conflict care cunoaște perioade rare de acalmie și de cele mai multe ori perioade de maximă tensiune. Nu poți privi indiferent acest lucru, tot așa cum nu te salvează nici filozofia, potrivit căreia e mai bine ca eu să-mi văd de interesul național, chiar dacă sunt stat membru al Uniunii Europene, și să am o bună relație cu Federația Rusă, pentru că noi așa am schimburi comerciale consistente și cetățenii mei profită, fără să vezi ansamblul celor 28 de state care sunt toate, sau ar trebui să fie toate, egal interesate de situația din estul continentului. 3. Nu vorbim de o febră de moment. Nu vorbim de o chestiune care dimineață pornește conflictual și seara se încheie în termenul unei păci. Conflictul din estul Ucrainei va dura. Chiar și în condițiile în care armele tac, deși nu se întâmplă asta, acum în ciuda diferitelor încercări de armistițiu, a dialogului mai mult sau mai puțin mediat între părțile beligerante. Chiar și dacă armele tac, spun, efectul toxic al conflictului, care se traduce prin mii de morți, prin distrugeri enorme în estul Ucrainei, prin pierdere de greutate politică, prin absența unei soluții de nivel, la nivel economic capabile să resusciteze Ucraina, redând cetățenilor o minimă stabilitate, o minimă siguranță de viitor, lucrurile acestea vor dura în timp și vor transforma conflictul, repet, chiar dacă îngheață astăzi, într-o rană deschisă pe termen de generații. Eu cred că nu va îngheța astăzi.
mai ales că Statele Unite, spre exemplu, alimentează în aceste zile Ucraina cu armament ușor, dar în valoare de 75 de milioane de dolari, ceea ce arată mersul pe care îl va avea Ucraina în perioada următoare, chiar dacă armele sunt defensive, ei trebuie să se apere, dar poate că este o alimentare a conflictului, ori în același timp Uniunea Europeană bâșbâie în luarea unor decizii ferme și concrete de trimiterea trupelor, de stabilirea unor relații, eu știu, la nivel diplomatic sau la nivel militar, chiar dacă se poate, între Uniunea Europeană și Rusia, pentru a stabiliza cumva această zonă. Ori nu se întâmplă asta. Adevărul este că am trăit într-un fel de mit al cooperării care funcționează la infinit. Uitați-vă ce s-a întâmplat în bazinul Mării Negre. Marea Neagră a fost, timp de aproape două decenii, locul în care s-au construit varii inițiative multilaterale între țările riverane de cooperare economică sau chiar strategică. Nu mai spun de cooperarea politică. Acest lucru a apărut că adaugă Mării Negre, care a fost, istoricește vorbind, un spațiu de confruntări. O dimensiune nebănuită, și anume că poate fi din potrivă un spațiu al păcii, al cooperării. În mai puțin de jumătate de an, Marea Neagră a revenit la statutul pe care o istorie nefericită i l-a dat. Un loc în care tensiunea militară există, astăzi este o mare în care exercițiile militare se desfășoară de toate părțile. Am văzut zilele trecute exerciții militare din partea Rusiei cu armament de război chiar. Lucru care va declasifica, va coborî în interesul general raportul pe care pot să-l aibă state riverane între ele. Cum mai poți gândi în termenii aceștia, de exemplu, ai confruntării, capacitatea de a avea un pod economic între România și Georgia. Proiectul Agri, care era mai, și probabil că unii își mai aduc aminte, care ar fi legat Azerbaijanul, Georgia, de România și mai departe de vestul continentului, în materia tranzitului de combustibil fosil, a devenit astăzi nu doar o ipoteză, un vis de neatins, iar el ajunsese să aibă încuviințare politică din partea factorilor de decizie din toate aceste state. Cei care pierd din confruntarea din Ucraina sunt europenii în totalitate, nu sunt doar statele care, pe de o parte, își ratează contractele economice sau statele care, în graniță fiind, cazul Poloniei, cazul nostru, sunt nevoite să-și reorienteze construcția bugetară către apărare, către investiția strategică în ansamblu. Eu v-aș propune chiar și un scenariu, dacă îmi permiteți. Acest conflict din Ucraina creează o presiune foarte mare asupra economiei românești, economie care trebuie să suporte ceea ce nu mai poate produce economia Ucrainei, pentru că sunt investitori care au nevoie de dezvoltare și de o anumită producție, ori capacitatea economiei românești este oricum fragilă și nu poate să ducă. Și atunci, chiar cei care ne privesc la această oră pot să-și pună un semn de întrebare asupra locului de muncă pe care l-au odată creată această presiune asupra economiei românești. Poate ne bucurăm că vom vedea în zilele, mă rog, în lunile următoare o creștere economică de 4,5-5%, ceea ce am spune, da, într-adevăr, este foarte bine. Ori asta este creat exact pe o presiune asupra economiei și știți cum e, ca și un copil care lasă alerge, la început fuge tare și apoi cade. Nu avem și noi acest risc datorită conflictelor care există în jurul României? Nu, eu aș spune că riscul se așează altundeva sau trebuie căutat altundeva. Ceea ce se întâmplă în Ucraina are ca efect o decredibilizare a interesului economic, al valorii economice ale acestei regiuni. Un investitor va fi mult mai puțin încântat să investească în Ucraina astăzi, de exemplu. Și poate, se poate muta spre România. Se poate muta spre România în condițiile în care economia românească este solidă, are deja un drum bine trasat. Și mai mult decât atât, țara în sine se arată capabilă să își susțină responsabilitatea pe care o dă prezența în granița de est a celor două cluburi, UE și NATO. Poți prospera în toate situațiile acestea dacă îți găsești foarte bine drumul în economic, în așa fel încât conflictul să nu te afecteze. Dar trebuie să înțelegem ceva. Granițele nu mai sunt sigure
pentru statele care nu fac parte din cluburi de securitate, cum este cazul Alianței Nord-Atlantice. Ori asta adaugă o incertitudine enormă asupra viitorului politic și strategic al răsăritului continental. Mai mult, pune sub semnul întrebării instituții de ordin global care au evitat până în acest moment o reformare firească, o modernizare firească, cazul Organizației Națiunilor Unite. Poate să treacă vreodată vreo rezoluție legată de situația din Ucraina prin Consiliul de Securitate? Nu. Cred că nu. Că va fi imposibil. Nu doar că te afli în fața unei ipocrizii enorme, ca și cum nu ai recunoaște, ca și cum nu ai recunoaște gravitatea situației, dar să nu poți să te raportezi la un conflict în situația în care pe agenda Organizației Națiunilor Unite au venit de-a lungul timpului, de la sfârșitul deceniului 5 până astăzi, nenumărate expuneri ale conflictelor din lume. Unele rezolvate cu în timp util prin mecanismele Națiunilor Unite, altele nu. Dar există în dezbatere asupra lor. Chestiunea aceasta este aproape de negândit. Eu aștept sesiunea generală a Adunării Națiunilor Unite din septembrie pentru a înțelege cum se orientează discursurile șefilor de state și de guverne. Cred că până în septembrie se vor schimba de la momentul acesta la care discutăm noi. Din martie și până în septembrie sunt multe lucruri care se pot întâmpla. Vom vedea. Oricum, în cazul nostru, ca și în cazul Poloniei, există o memorie a agresiunii care vine dinspre Est. Și această memorie nu poate fi anulată. Ea face parte mental, dacă vreți, psihologic, din compunerea politicii noastre externe. Nu avem cum să nu gândim în termenii cetății asediate, în situația în care mor sute de oameni, mii de oameni, la 600, 800, 1000 de kilometri distanță de granița noastră răsăriteană. Și aici, revenind la ceea ce ne preocupă, ce ar trebui să ne intereseze în momentul acesta este să-i găsim pe cei care împărtășesc aceleași griji cu noi și să fim foarte aproape de ei. În termeni simpli, să ne redescoperim alianțele care sunt așezate pe aceleași temeri și pe aceleași îngrijorări. Polonia este un aliat natural. Este un partener de dialog consolidat și corect și în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Și nu suntem doar în situația aceasta. Mai mult decât atât, e îngrijorător faptul că în ciuda răspunsurilor destul de ferme pe care le-a dat Uniunea Europeană, cel puțin pe chestiunea sancțiunilor și Statele Unite, tot în chestiunea sancțiunilor, agresiunea rusă nu pare să se încheie. Când de multe ori primesc întrebarea de ce nu se închide acest proces, este răspunsul pe care îl dau, oricât de simplu ar părea, ascunde în sine o evidență. Orice ofensivă, orice generare de conflict trebuie privită și ca o investiție. Investiția belicoasă rusească încă nu și-a atins capătul. Și cu siguranță că acea strategie de care vorbeam la începutul emisiunii este una pe care nu o putem vedea dincolo de ceea ce ne lasă partea rusească să vedem. Aș vrea acum să ne apropiem puțin mai de miezul Uniunii Europene, mai avem doar câteva minute din această emisiune și aș vrea să vă propun o discuție despre Grecia și Germania. Este un conflict care e destul de mocnit, prin care Grecia a început să ridice vocea asupra Germaniei, prin restricțiile pe care le-au avut de-a lungul timpului, majoritatea impusă de către Angela Merkel în calitate de cancelar al Germaniei și mai mult decât atât, Rusia a amenințat la un moment dat că va confisca toate proprietățile nemților dacă Grecia nu va primi o despăgubire din al doilea război mondial. Vedeți? Și-au adus aminte de... Asta chiar Grecia au zis-o. Da, Grecia au spus. Grecia au spus zilele trecute. Da. Bun, aici situația de fapt arată în felul următor. Grecia
și știm motivele, se află sub asistență financiară internațională din 2010. În momentul de față, datoria înseamnă cam 175% din produsul intern brut, tradus în cifre nominale, cam 320 de miliarde de euro. 320 de miliarde de euro. Ieșirea din acest ciclu al îndatorării excesive nu se poate face decât pe seama unor programe structurale profunde, care au efect social inevitabil. Pe seama acestor temeri a ajuns la putere o formațiune de extremă stângă, ceea ce este pentru Uniunea Europeană un caz de negândit în momentul acesta. Noi uităm că generațiile care astăzi reprezintă majoritatea oamenilor politici cu decizie în Uniunea Europeană nu au cunoscut războiul al doilea mondial, nu au participat, nu au memoria participării la primii ani ai comunității economice europene și apoi ai Uniunii Europene ca atare. Și privesc Uniunea Europeană ca fiind un dat, ceva care a venit din ceruri, s-a așezat, suntem acolo, nu se va întâmpla niciodată nimic. Extrema politică însă o minează din interior. Ce se întâmplă în Grecia cu Syriza se întâmplă astăzi și privirea noastră trebuie să se îndrepte acolo. În Spania urmează alegerile locale în Spania și partidul echivalent Syriza, Podemos, în Spania, este deja în sondaje al doilea partid ca importanță. Un pic mai nord, în Franța, partidul de extremă dreaptă al lui Marine Le Pen este al doilea partid ca greutate în sistemul, în arhitectura politică internă franceză. Lucrurile acestea trebuie să ne arate ceva, că Uniunea Europeană ajunge, se confruntă cu o oboseală politică pe care, din păcate, retorica politicii extreme pare să o rezolve. Pentru că extrema vine cu răspunsuri foarte simple. În Grecia nu ai de ce să plătești datoria către Uniunea Europeană, tu cetățean grec, ei trebuie să plătească pentru noi, noi nu avem nimic să le dăm înapoi. Și ca lucrurile să meargă și mai departe, evident că unul dintre miniștrii cabinetului Tsipras se ridică și spune: Germania are o datorie față de noi din al doilea război mondial, uitând, ștergând totul în modul cel mai brutal și mai extremist cu putință, ștergând definiția Greciei ca stat membru al Uniunii Europene. E ca și cum s-ar cere în afara Uniunii Europene și ar putea, pentru a deschide o confruntare, nu cu Berlinul ca atare, ci cu Uniunea Europeană în ansamblu. Cât de periculoasă este poziția Greciei pentru Uniunea Europeană și în special pentru această construcție pe care noi o vedem astăzi atât de interesantă? E îngrijorător fenomenul politic care începe să devină o maladie. E îngrijorător pentru că nu și-are o rezolvare imediată. Doi, pentru că nu suntem pregătiți să-l confruntăm, să ne confruntăm cu el. Și trei, pentru că nu am găsit încă antidotul. Nu am găsit antidotul la nivelul Uniunii Europene care să ne protejeze de extrema politică. Din punct de vedere strategic, cel mai simplu pentru un stat agresor este să subvenționeze extrema. Noi uităm că URSS-ul pe atunci era puternic implicat în mișcările comuniste în anii războiului rece. Tendința de a transforma Uniunea Europeană dintr-o asociere puternică, într-o asociere slabă, pe seama speculării propriilor vicii structurale, propriilor erori structurale, este în continuare puternică. Federația Rusă speculează acest tip de probleme cu care se confruntă astăzi Uniunea Europeană. În plus, faptul că Uniunea Europeană încă are propriul balet, ezitări în raportul cu un conflict pe care nu ar vrea să-l vadă, dar care este evident prin nenorocirile pe care le atrage și prin consecințele pe care le determină, ne pune în situația de a forța răspunsuri severe dacă este cazul. Eu cred că vocea României în Consiliul European, cel puțin până acum foarte fermă, și aici este meritul președintelui Iohannis, nu se va abate de la așa ceva, mai ales că nu va fi o voce singulară. Vocea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene trebuie să se audă cu foarte mare putere. Și mai ales că președintele are și o voce apăsată. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la această emisiune. Din păcate, timpul a expirat. Și eu vă mulțumesc. Doamnă și domnule, rămâneți alături de noi. În câteva momente vine Monitorul, cea mai importantă ediție de știri a zilei. Rămâneți pe Vest TV, pentru că în acest weekend avem foarte multe lucruri interesante. Veți vedea și meciul dintre
pe care îl joacă UTA în acest sfârșit de săptămână, așadar rămâneți pe VSTV și vom vedea, sperăm, un scor interesant. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!